pandemiei este o acțiune hibrid, cu prezență minimală. Înainte de a vorbi efectiv despre publicațiile noastre, trebuie să vă spun că ar fi trebuit să fie mai multe titluri de carte astăzi aici pe masă. Sunt cu bunul de tipar pregătite. Din păcate, din mai multe cauze economice, nu le-am putut tipări acum în decembrie. Despre ele o să vorbim despre fiecare în parte, un pic mai încolo. Astăzi avem Buletinul Științific de Informare, Memorial 89, numărul 27, iar numărul 28, care ar fi trebuit să apară tot acum, probabil că va apare în prima parte a anului viitor. Memorialul Revoluției reușește să publice acest buletin. De fapt, este o revistă care cuprinde articole și cercetări științifice legate de tematica Revoluției și perioada comunistă. Articolele sunt scrise nu doar de cei care sunt membri ai memorialului, ci și de alți cercetători din oraș, din țară sau din străinătate. Acest buletin a devenit un reper bibliografic, cred eu, obligatoriu pentru toți cei care vor să studieze, să se inițieze sau să ducă mai departe cercetarea acestui fenomen extraordinar care a fost Revoluția din Timișoara. În acest număr sunt o serie de articole remarcabile care aduc contribuții la domeniul acesta. Este regretabil că dificultățile financiare creează unele piedici în apariția lucrărilor, cum ar fi trebuit să fie și numărul 2 pe anul acesta. Dar să sperăm că pe viitor lucrurile acestea se vor rezolva. Fiecare întâlnire pe care ne-o propune Memorialul Revoluției este altceva și este un strop de mai adânc și mai adânc în cunoașterea timpurilor care au fost, să ne cunoaștem timpurile de azi și să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Ceea ce este absolut extraordinar este faptul că se păstrează cu consecvență această idee de laborator, de cercetare, de laborator de a afla adevărul despre Revoluție, dar și de a păstra o seamă din obiectele și formele de manifestare ideatică generate de aceasta. Ceea ce este important este faptul că acest memorial al Revoluției a devenit în timp o instituție reper, tocmai prin tezaurul pe care îl conține și pe care îl adună în continuare și niciodată nu va putea fi reprodus în altă parte, sub forma unui muzeu, oricât de bine ar fi el de subvenționat de stat, în comparație cu acestea care se va face cenușa asta, muzeul unei revoluții timișorene în care să fie doar niște sări, oare nu înseamnă nimic. Păcat că, iată, nu se găsește o soluție de a se dezvolta această instituție financiară și nu altele să prolifereze pentru ambițiile puterii sau puterii primare. Revenind la rostul meu și locul meu astăzi aici, este acela de a vă povesti o carte care urmează să apară, face parte din victimele acestea ale economiilor financiare pe care le face Ministerul prost înțeles, într-un mod cu totul absurd,
O carte despre un om pe care am avut șansa să-l cunosc în urmă cu 2 sau 3 ani, când lucram la monografia centenarului liceului Logan în Timișoara. Un coleg al meu, Logan, s-a spus mai că l-a avansat la vârstă de 94 de ani, care era el însuși un moment nu numai de vârstă, nu numai de prestigiu profesional uluitor pe plan național și internațional, mare inginer de rezidența clădirilor, având ca semnături Universitatea de Vest din Timișoara, Hotelul Continental și așa mai departe, dar care a avut în destinul lui momente în care s-a întâlnit și a scris istorie. E absolut senzațional momentul acela în care la 10 mai 1945, la o mare manifestare care atunci era zi națională, elevii liceului Logan au ieșit cu entuziasm la manifestarea programată, deci era oficială manifestare, care ulterior a degenerat, în ghilimele am zice mai degrabă degenerat, iar de fapt a avut un puternic caracter patriotic, ținând cont și de momentul acela istoric cu rușii pe capul nostru, și în care el s-a remarcat printr-o atitudine pro-regalistă, fermă, deși avea 18 ani. Era în, cu 3 luni înainte de examen de bacalaureat. A fost arestat împreună cu un alt coleg de-a lui, cu de fapt, mai mulți colegi, până la urmă doar 2, precum și profesor, directorul liceului, profesorul Miroc și încă 2 profesori, Iuca și Nădevan. Acești 3 au fost deportați pentru câteva luni într-un lagăr de pe nu știu unde, undeva în sudul țării, iar el, săracul, a stat aproape o lună în dinata clădire de astăzi, Platul Baroc, care atunci era sediul prefecturii al poliției și, mă rog, avea la aceste cu totul, scria o cu totul altă istorie decât o scrie astăzi clădirea luminoasă. Acest moment îi va marca întreaga existență, însă paradoxal, pentru că, urmărit de securitate, îi se aduce mereu în față dosarul faptului că a fost cândva arestat pentru vederi pro-regaliste și, deci, destinul lui de universitar i-a fost retezat. A fost un simplu cercetător, sigur, brilant, sigur, extraordinar, la IPROTIM, dar i s-a refuzat cariera didactică pentru care avea o adevărată menire. Târziu, după Revoluție, i s-a dat onorific titlul de profesor universitar, mă rog, dat, lucrurile erau deja, depășiseră, timpul creator al dumnealui. Un destin interesant pentru că, după Revoluție, a fost efectiv luat de pe stradă, cum s-ar spune, adică din neant, au apărut oameni care au optat pentru dumnealui. Și, în felul acesta, dumneavoastră a fost primul primar, așa se spunea atunci, al județului Timiș după Revoluție. Prefectul de azi. Un om echilibrat, un om care dorea să informeze, un om care dorea să dea deciziile cele mai bune în cunoștință de cauze. În cele câteva luni, până am pregătit alegerile și după aceea instalarea noilor structuri administrative, acesta s-a încărcat de multă viață pe care o dăreau oamenii, dar s-a și încărcat de multe decizii care l-au păstrat în memoria acestora. E un destin interesant care a avut șansa să se relateze personal în mai lungi convorbiri telefonice, pentru că de timp ne răpădise pandemia. Era un interviu legat strict de carte, pentru că celălalt l-am realizat la mine de acasă, cu privire la amintirile sale din liceu. Și am lucrat la această carte câteva luni de zile, săptămâna, în fiecare săptămână, într-un miercuri, mi se pare, îi dădeam telefon, mi-am era pregătit și mergeam mai departe. Mă scuzați, în fiecare zi, în cadrul unei singure săptămâni, am făcut toate aceste interviuri. I-am apucat să-i mai dau, am terminat în toamnă, am apucat să-i dau spre corectură pagini, de neamile a știi până în ultima
când la ultimul punct a făcut toate corecturile necesare și peste o lună a murit. Deci are și pentru mine o încărcătură să trebuiască un lucru deosebit această întâlnire cu acest om de mine veche. Această carte sper să aveți șansa să o, cât de curând, să o vedem tipărită atunci când, mă rog, se vor crea și condițiile în acest sens. Ieri, noastră trecută de Casație și Justiție a anunțat că Ion Iliescu poate fi judecat în continuare pentru cei 4 morți din Mineriada din 1990, în iunie 1990. Aceeași înaltă curte de Casație și Justiție a anunțat acum câteva luni că dosarul Revoluției se întoarce la procurori. Deci Ion Iliescu mai are un răgaz. Acest dosar al Revoluției, care este de fapt al doilea dosar al Revoluției, este cel de după 22 decembrie, după fuga lui Ceaușescu, ea are inculpat pe Ion Iliescu, Gheorghe Voican Voiculescu și pe Iosif Rus, generalul Iosif Rus. Ei mai sunt viață din acea perioadă. De ce acel general Iosif Rus? Îmi spune Costel Balint într-un documentar pe care l-a făcut în această revistă, și el s-a documentat foarte bine și spune aici, reproduce aici o declarație al lui Tuzitu Drăghin, un alt general, care era comandantul apărării de la aeroportul Otopen. Zice acest Drăghin, în seara de 22, prin telefon, generalul Iosif Rus m-a înființat că urmează să susțească în tijul unității o subunitate de securitate. Iar raportat generalului Rus că nu mai este nevoie de această subunitate, întrucât se constituise deja dispozitivul de bază și de apărare al aeroportului. Generalul Iosif Rus mi-a replicat că această unitate trebuie să fie primită. În cursul serii și al nopții premergătoare, generalul Rus a intervenit de mai multe ori prin telefon, întrebând dacă au sosit cei de la trupele de securitate. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, au venit cei de la Câmpina, trupele militare interne, cei mai mulți, care au fost pur și simplu secerați de către dispozitivul militar de apărare de la Otopeni. Ca cu aceste lucruri se ocupă această revistă, acest buletin al Memorialului Revoluției. Intră foarte atent în astfel de lucruri, le pune cap la cap și încearcă să reconstituie adevărul istoric, dar nu doar în simplu informativ, ci să facă legăturile necesare pentru a putea mai înțelege mai bine ceea ce s-a întâmplat acolo. Revoluția din 89 nu are foarte multe mistere. Lucrurile se știu, există documente foarte importante, însă trebuie mers în amănunt și văzut cam ce a făcut fiecare. Pentru că aceasta este marea datorie, de fapt, întregii societăți, clase politice, a justiției, în primul rând, să meargă mai departe și să facă dreptate celor care au avut de suferit. Răviților, arestaților, familiilor celor care au fost uciși. Și în această zonă se plasează Memorialul Revoluției. Să aducă toate lucrurile acestea la suprafață și de a ajuta la păstrarea memoriei celor care au făcut adevărat ceva în această revoluție.